Am revenit cu subiectul promis și iată că povestim despre concursul național Nicio baterie la gunoi, ediția 2022. Eu sunt perime astăzi, după cât se poate vedea. Alături de noi se află Ada Lungu, președintele Asociației Volens, asociație care se ocupă cu Programul Național de Educație de Mediu, Patrula de Reciclare. Și țin să-i spun prima și prima dată, bună dimineața, evident, și la mulți ani! Bună dimineața, mulțumesc! Am primit vestea că ați împlinit 11 ani vinerea trecută. Felicitări, la mulți ani! E mare lucru să fiți alături de generații întregi, atât de 11 ani. Într-adevăr, chiar despre asta este vorba. Avem copii care acum 11 ani intrau ca voluntari în primele ediții ale programului și care astăzi sunt la facultate sau sunt tineri profesioniști. Și încă ne mai scriu că le folosește experiența pe care au avut-o în patrula de reciclare și că își amintesc cu foarte multă plăcere de ea. Nu știu dacă ai sesizat în protocol, avem și noi o cutiuță pentru baterii. Am văzut. Și chiar o folosim, căci la noi se schimbă zilnic multe, multe baterii. Și mi s-a întâmplat să aduc și de acasă. Mi-am amintit, am schimbat câteva baterii la telecomandă și am zis, stai măi, că știu că avem o cutie la muncă. Și am venit cu ele și le-am depus aici. Este foarte bine. Este exact ceea ce încercăm și noi la patrula de reciclare, să convingem că nicio baterie nu trebuie să ajungă la pubelă și fiecare baterie trebuie să ajungă numai în aceste puncte de colectare speciale, de unde știm că pleacă la reciclare. Este foarte important să reciclăm bateriile, nici nu știți cât de mult. Mulți poate nu își dau seama că un obiect atât de mic poate fi o sursă atât de importantă de poluare, dar este. Și că noi, în ansamblu ca țară, din păcate, încă avem o rată foarte joasă de colectare a acestor deșeuri. Însă, copiii aceștia din patrula de reciclare fac o treabă extraordinară în comunitățile lor pe acest obiectiv de a informa, de a mobiliza și de a învăța inclusiv adulții să colecteze responsabil bateriile și acumulatorii consumați. În ce constă acest concurs național Nicio baterie la gunoi? Este a treia ediție, așa cum bine ai spus și tu, de data asta și rimează, Nicio baterie la gunoi 2022, un concurs prin care orice școală, grădiniță, liceu, deci practic orice profesor se poate înscrie și poate avea o șansă la unul dintre cele 9 premii. Despre ce este vorba? Bineînțeles, să colecteze o cantitate cât mai mare de baterie în incinta școlii, de la elevi, de la părinți, de la colegi, de la alți membri ai comunității și pentru asta, desigur, trebuie și o campanie de informare. Cu ajutorul materialelor pe care noi le punem la dispoziția cadrelor didactice, ei pot ține lecții interactive, ateliere, prezentări despre impactul bateriilor consumate asupra mediului înconjurător și pe baza acestor informații copiii își creează propriile lor campanii de informare în comunitate ca să atragă oameni și să colecteze baterii. Uite, noi am putea să ajutăm o astfel de școală, grădiniță care e interesată. Suntem la casa presei, dacă vreți baterii, noi avem suficiente. Deci, iată, putem să ajutăm una dintre echipele participante dacă vor să colecteze mai multe baterii. Deodată le găsesc la noi. Este un lucru foarte important și foarte bine că vreți să faceți acest lucru, pentru că, de altfel, o școală nu are șanse să colecteze o cantitate importantă de baterii, decât dacă este ajutată și decât dacă se creează acest fenomen de solidaritate cu copiii și cu profesorii. Recordul de până acum este deținut de o școală din Odorheiu Secuiesc. Ei au reușit și au colectat într-un an școlar 415 kg de baterii. Este o cantitate wow, uriașă, este aproape o jumătate de tonă colectată de la comunitate și de la comunitățile din jur, de către acești copii care și-au spus noi vrem să știm că am trimis cât mai multe baterii la reciclare și că am avut grijă ca în același timp aceste baterii să nu ajungă în gropile de gunoi. Și iată, și-au reușit și și-au propus. Practic, orice școală, orice profesor are șanse la unul dintre premii. Premianții de până acum sunt și din București, sunt și din orașe din provincie, sunt și din comunități rurale, sunt și grădinițe, sunt și școli gimnaziale. Deci premiile pot fi câștigate de orice echipă harnică. M-a pus pe gânduri ce ai spus mai devreme, dacă într-o perioadă competițională acești copii au reușit să strângă aproape jumătate de tonă de baterii, câte tone se aruncă fără ca noi să ne dăm seama? Este un dezastru, este o sursă foarte importantă de poluare. Să ne gândim că o baterie care a ajuns la pubelă și de acolo într-o groapă de gunoi elimină în sol și în apă substanțe toxice foarte periculoase,
plumb, mercur, acid, și nimeni nu mai recuperează aceste substanțe și aceste obiecte, aceste deșeuri, din gropile de gunoi. Deci, de aceea ar fi foarte bine că așa cum reușesc aceste școli să aibă o rată de colectare de aproape 100%, pentru că absolut toată lumea colectează în școală, și profesorii, și familiile, și elevii, și vecinii, de ce n-am reușit și noi în România să creștem această rată de colectare? De altfel, avem și un obiectiv european care ne spune că ar trebui să colectăm un minimum de 45% din cantitatea medie de baterii puse pe piață în ultimii 3 ani. Și nu am ajuns încă aici. Cred că vorbim și de această recomandare în sensul în care fiecare își face cât un stoc de baterii în casă. Mă gândesc, uite, eu acum în acest moment am 4 baterii atașate pe spate în device-urile pe care le folosim aici în televiziune. Nu e mare lucru să ai o astfel de cutie în care să depozitezi și îmi dau seama că suntem o echipă care ne asumăm ceea ce spunem, nu mințim poporul cu televizorul, noi chiar colectăm aceste baterii, colectăm și capace de asemenea și ne dăm silința cât de cât să producem mai puțin în timpul în care suntem împreună aici la muncă. Mă gândesc acum la toate corporațiile din București. Dacă ar veni și v-ar cere o cutie de baterii pe care să vă o trimită periodic înapoi, s-ar putea face așa ceva? Fiecare În primul rând, noi am lansat o provocare creativă, atât copiilor cât și tuturor celor care doresc să-i susțină, să-și creeze un propriul lor colț de colectare a bateriilor, care poate fi făcut din materiale reciclabile. Într-una dintre edițiile concursului, exact acesta a fost premiul de creativitate. Fiecare școală și-a creat propriul colț de colectare din cutii de plastic, din cutii de carton, din diverse recipiente, chiar și metalice, și a fost și o joacă, a fost, dacă vorbim de corporații, poate fi un team building, da? Să creezi împreună cu echipa un colț de colectare a bateriilor. Este foarte ușor, pentru că bateriile sunt mici, nu ocupă loc, nu trebuie gestionate în moduri complicate. E chiar ceva foarte ușor de făcut și acasă, și la birou, și la școală. Practic, aceasta ar fi situația ideală, ca fiecare dintre noi, în momentul în care a scos o baterie consumată dintr-o telecomandă, dintr-un aparat, din orice, să nu cumva să meargă cu ea la pubelă, să o pună frumos acolo în cutiuța, în punguța, în colțul unde își colectează baterii și când s-a strâns o cantitate mai mare, să o ducă la un punct de colectare. Puncte de colectare a bateriilor și acumulatorilor consumați sunt peste tot. Sunt deja în retail, la marile magazine, la benzinării, foarte multe astfel de puncte. Și iată, inclusiv școlile din patrula de reciclare, cum ai spus și tu, poți face o bucurie unor copii cu baterii consumate, pentru că asta le oferă o șansă în plus la premiu. Deci nu este deloc complicat, este unul dintre cele mai simple gesturi de responsabilitate față de mediu și, bineînțeles, față de noi înșine pe care le putem face. Îmi amintesc acum că primul nostru punct de colectare al bateriilor a fost fix o cutie de topuri de hârtie. Și am reutilizat-o, în loc să o aruncăm la gunoi, am zis ok, punem toate bateriile aici. Și nu e atât de complicat, e o grijă în minus, în loc să te duci la coșul de gunoi din casă să arunci bateria, pui frumos în geantă, aduci cu tine la muncă, o pui unde pun toți colegii și la final cineva duce bateriile acolo unde trebuie. Chiar nu e complicat. Și vreau să zic, era așa o satisfacție să aud cum pică bateriile, pâc, 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 peste celelalte. Imaginează-ți ce bucurie este pentru copii când aud acest lucru. Și, bine, există și episoade foarte nostime de exces de zel în care părinții au venit acasă și, bineînțeles, nu mai funcționa nimic, pentru că elevul a avut grijă să colecteze inclusiv bateriile care nu erau consumate și să le ducă la școală din bucuria de a ști că el face o faptă bună pentru natură. Nu asta este ceea ce le cerem, bineînțeles, cu bateriile trebuie aduse după ce s-au consumat, după ce aparatul nu mai funcționează, însă important acest gest este nu la gunoi, ci la reciclare. Știu că mai există o practică de prelungire a duratei de viață a bateriei, poți să o mai încarci o dată, de două, de trei, nu știu de câte ori poți să o reîncarci. Știu că noi facem treaba asta și vin colegii cu bateriile de la încărcat, practic. Deci eu zic că astfel s-ar putea reduce și cantitatea totală de baterii generate la un moment dat. În orice caz trebuie spus că aceste metode de reîncărcare trebuie să fie metode testate, metode sigure, fie că este vorba de niște acumulatori care sunt reîncărcabili, fie că ai o tehnologie foarte sigură de reîncărcare a bateriilor, pentru că bateriile sunt periculoase.
Bateriile pot cauza incendii, bateriile pot lua foc, adică să nu încercăm să le încărcăm cu tot din adresul atunci când nu este cazul, da? Desigur, ideal așa ar fi, să începem să folosim nu numai bateriile, ci orice practic, cât mai mult, să fie baterii reîncărcabile, să fie lucruri refolosibile, să fie lucruri transformabile, pentru că asta înseamnă economia circulară și către această metodă ne îndreptăm. Dar nici să nu facem imprudențe. Ada, te aștept cu câștigătorii acestui concurs. Vrem să-i cunoaștem pe cei care strâng cele mai multe baterii din România. Îți doresc mult spor și sărbători cu bine. Mulțumim, la fel, și abia aștept să vă comunic câștigătorii. Abia așteptăm și noi această veste și ca să ne legăm așa puțin de acest subiect, dacă vreți să economisiți, de ce nu, și să protejați mediul, investiți într-o pereche de încălțări de calitate, astfel încât să nu le schimbați așa ca pe șosete, cum s-ar zice. Și venim cu câteva recomandări în această dimineață. Ioana Cristodoru este prietena noastră, ea este antreprenor și ne propune o colecție impresionantă de încălțări comode. Bună dimineața, dragii mei! Mă aflu alături de Ioana, prietena noastră de la Insta Fashion, pe care astăzi o cunoaștem într-o altă ipostază. Hai să vedem despre ce este vorba. Bună, Ioana, ce faci? Bună, bine v-am găsit la mine în showroom. Mă bucur foarte mult că sunteți alături de noi. De-abia aștept să vă prezint colecția nouă de primăvară-vară și tot ceea ce ne cer clientele noastre, să vă aduc așa un pic în lumea fabuloasă a pantofilor. Voiam să te întreb mai întâi de toate, cum ți-ai descoperit această pasiune? Și când? Știi cum? În momentul în care este ceva dinăuntrul tău, nici măcar nu-ți dai seama că a fost acolo cu tine dintotdeauna. Și în momentul în care a fost oportunitatea să intru într-un asemenea business, n-am mai dormit 3 zile. Deci 3 zile și 3 nopți, nu am putut să dorm și am zis gata, this is for me, acolo mergem, asta facem. Și uite-mă aici, după ani de zile, fac ceea ce îmi place. Mă bucur tare mult că fac femeile fericite și bărbații, bineînțeles. Aș vrea să-mi arăți câteva modele. Ce se poartă anul ăsta? Ce trenduri sunt în materie de evenimente? Vorbim de evenimentele de nunți, exact, ceremonii, da. Petreceri, cât mai, cununii. Da, cât mai fancy și mai frumoase. Aici este zona noastră de mirese, dar nu numai. Cel mai mult am să-ți arăt acest model cu pietricele, se poartă foarte mult. Una din trei cliente vine în showroom, îl alege acesta sau avem varianta și fără bareta din mijloc, deci putem, fiind atelier de producție, putem să ne jucăm și să junglăm foarte mult cu ele. Bineînțeles că noi putem să adaptăm un toc mai mic la un astfel de toc, acesta poate fi înfricoșător pentru unele dintre doamnele noastre care probabil au stat acasă mai mult timp în această perioadă. În schimb, cu siguranță le vor ajuta un toc ca de exemplu la acesta. Este un toc de 10 cm cu un platou de 2 cm. Este un platou foarte, foarte, foarte comod pentru oricare dintre modelele noastre. Eu sfătuiesc clientele să-și aleagă modele cu platou, de aceea nu prea optez în a face sandale fără, sau sandale, pantofi, fără platou, tocmai pentru că sunt mai puțin comode și vreau să le ofer clientelor noastre comoditatea de care ele au nevoie în ziua cea mare. Cum ne dăm seama când un pantof este comod? Este potrivit, nu știu, pentru o noapte de dans, pentru o mireasă care are de gând să stea toată ziua anunții și toată noaptea anunții pe tocuri, să fie frumoasă, să arate bine, dar să fie și comod. Toate vrem să arătăm și frumos, să fim și comode. Acum depinde foarte mult și de experiența fiecărei femei în a sta pe tocuri. Eu personal n-am o problemă în a sta pe tocuri foarte înalte, înalt însemnând undeva la o pantă a piciorului de până la 11 cm și acum am să vă explic acest lucru. De exemplu, aici avem un platou de 1 cm cu un toc de 12 cm, deci practic această pantă este de 11 cm. Ceea ce este mai mult de 11 cm, întotdeauna ne va incomoda foarte, foarte, foarte mult la mers. Acesta este înălțimea corectă și maximă pe care o femeie poate să meargă normal și natural. Cu cât panta aceasta este mai mică, cu atât va deveni și mai comod pentru cineva care nu este obișnuit de a merge pe tocuri. Vreau să-mi spui
Ce facem cu acești bocăncei lângă atâția pantofi frumoși? Și de ce sunt albi? Că am senzația că au o legătură. Mă bucur că ai observat acest aspect în ultima perioadă și mă bucur tare mult că se întâmplă acest lucru. Eu sunt o fană a încălțărilor lejere. Clientele noastre chiar aleg modele de bocani și de ciocate, pe lângă că sunt foarte în trend după nuntă și le aleg poate pentru evenimentul de trash dress sau în momentul în care ele se schimbă și vor să rămână comode pe ringul de dans, au poate și rochii care se desfac și rămân puțin partea din față mai scurtă, iar partea din spate mai lungă și vor să se vadă așa un pic mai funky. Este un trend și mă bucur tare mult, avem cerere foarte multă pe bocanci albi, bocanci crem, ciocate albe, ivoar în ton cu rochia lor, pentru a da acel sparkle nunților. Mi se pare extraordinar de interesant faptul că oamenii, femeile, aleg bocancii la nuntă. Mi se pare genial pentru că sunt extrem de comozi, sunt extrem de frumoși și așa poți să te zbânțui, să zic așa, toată noaptea. Da. Am văzut ceva în spatele tău foarte așa interesant, este. Pe placul meu, pe gustul Mergem meu. Mergem și în partea aceasta. Și aș vrea să ne spui ce avem aici și pentru ce tip de eveniment se potrivesc. Într-adevăr, trecem de la evenimentele de nuntă, de ceremonie, trecem la festival, la tot felul de petreceri în aer liber, toate petrecerile posibile și imposibile și pentru aceasta clientele noastre optează foarte mult pentru partea de ciocate și pentru partea de bocanci. Aici, cum să spun, opțiunile sunt nelimitate, poți să vii, bineînțeles ca la mirese, dar chiar poți să-ți alegi orice culoare vrei, orice combinație de auriu cu argintiu, cu șireturi poate colorate, cu tălpi, talpă mai înaltă, talpă mai joasă, tot ce îți poți dori tu, noi îți putem oferi. Ciocatele cu franjuri iar sunt un must have, ele pot fi accesorizate foarte ușor, pot fi folosite și primăvara-vara și toamnă spre iarnă, însă nu foarte mult pe partea de ploaie și de partea de ninsoare. Pentru acelea avem cele din piele naturală, cele din piele natural bizonată, iar acesta este un model foarte, foarte interesant. Acesta este un vârf foarte cerut, este mai metal, așa să spunem, merge foarte bine cu lanțul, cu aceste ținte. La fel avem și pe varianta de piele întoarsă. Ținem aceste încălțări? Cum întreținem o ciocată de piele întoarsă, de exemplu? Este foarte important să le curățăm, să le curățăm înainte să dai cu vreo soluție pe ele, cu o perie puțin mai abrazivă pentru a da toată mizeria jos de pe ele și apoi sunt soluții speciale, să nu cumva să le băgăm în cadă, cum am mai pățit, îți spun sincer, și o prietenă foarte bună de-a mea, trebuie să spun și o fac de rușine acum, ea și-a băgat stiletto cu fundiță în cadă și cu șampon pe ei. La un moment peria bănuiesc. Evident. Nu vrei să știi cum arătau, nu facem așa niciodată. Există soluții speciale, dacă nu știm să-i curățăm acasă, măcar talpa să o curățăm, să luăm mizeria de pe ei, să-i ducem la un atelier undeva unde se ocupă în mod expres de așa ceva, pentru că este și păcat. Mai ales fiind o încălțăminte de calitate și din piele naturală, atunci dacă nu folosim soluțiile potrivite, este păcat și se va strica mult mai repede. Altfel, dacă noi îi curățăm de fiecare dată, se vor păstra mult și bine. O curiozitate, toc gros sau toc subțire? Depinde de eveniment. Și cum le putem delimita? Tu ești profesionist și mă gândesc că poate ne poți da așa de niște exemplu, sfaturi. De exemplu, dacă avem un eveniment la, nu știu, o pădure, cum sunt mai nou toate aceste evenimente mai high class, nu putem să mergem pe un toc subțire, pentru că la un moment dat poate călcăm pe iarbă și este destul de dificil să mergem cu niște tocuri subțiri. Acolo trebuie neapărat musai să alegem un toc gros. Dacă mergem la un eveniment de seară foarte elegant, iar nu putem să folosim un toc foarte gros, scuză-mă, pentru că nu dă eleganța evenimentului, nu se reflectă în ținuta noastră și că toate de-abia așteptăm să ieșim, vrem să fim la patru ace. Anul acesta am venit întotdeauna cu inovație. Se vede că suntem avizi de ieșit din case după atâta timp și vrem ceva cât mai special. Mm.
Avem aici o pereche ivoar care se cere foarte mult, culoarea aceasta chiar aș zice că este culoarea anului, accesorizată cu pene de struț și perle. Și la fel este un model care merge foarte bine, ne este cerut foarte, foarte, foarte mult. Și este un model foarte comod. Acesta are un toc de 10 cm. Am mai văzut o pereche foarte, foarte interesantă cu perluțe. Da. Mi s-a părut extrem de elegantă și voiam să te întreb și perlele și penele. În ce context le vezi tu? Să fie o rochie scurtă sau midi pentru rochia de mireasă? Sau ar merge chiar și cu o rochie lungă? Părerea mea personală pentru o rochie de mireasă este rochia trebuie să fie lungă. Trebuie să ne simțim speciale, prințese, dacă nu chiar regine, în ziua noastră. Într-adevăr, eu am pozat acești pantofi tocmai pentru a aduce atenția asupra lor. I-am pozat cu o rochie midi. În schimb, pot fi rochii asimetrice, chiar rochii lungi și se vor vedea în momentul în care, nu știu, dansăm sau facem pozele respective. Trebuie să ne simțim din cap până în picioare. Adică dacă avem o rochie lungă, nu ar trebui să facem rabat la frumusețea pantofului sau la calitatea lui, sau să nu ne luăm pantof cu toc, am mai văzut și așa ceva. Adică trebuie să fim din cap până în picioare, la patru ace, cum și el este, de altfel. Și noi trebuie să fim la fel. Și da, chiar dacă nu se văd pantofii de sub rochie, la un moment dat se vor vedea. Și atunci când se vor vedea, trebuie să fie ceva wow. Vorbim în această dimineață despre ceva foarte interesant și este un subiect pe care nu prea l-am abordat aici la Matinal, așa că ciuliți urechile, vorbim despre tatuaje. Iar alături de noi în această dimineață se află Ionuț Andrei Ezariu, artist tatuator. Bună dimineața, bine ai venit la noi! Salut, Mona, mulțumesc de invitație! De la ce vârstă ai început să practici această meserie? Îți mai amintești primul tatuaj? La 15-16 ani am început să tatuez prima oară. Oho! Cu mașină improvizată, bineînțeles. Că așa era înainte, nu exista pe piața românească să găsim kituri de tatuat și tot ce ține de tatuat profesional. Am început să tatuiesc cam până la 23 de ani tot cu aceeași mașină, când s-au găsit greu. Apoi am început să-mi confecționez o mașină de asta, exact profi. Și în ideea asta am zis că să merg mai departe și să-mi deschid un propriu meu salon. Și am ajuns acum să dețin două saloane tatuaje, unul din cele mai mari din partea Moldovei chiar este unul premium la noi în Iași. Felicitări. Da. Pentru că avem și laser și dotat cu tot ceea ce trebuie. A, deci puteți să ștergeți și greșelile pe care le regretăm. Asta a fost plusul față de restul saloanelor care există în Iași sau partea Moldovei. Ce puțin când am luat eu laserul, am fost, cred, primul din România și a mai fost un băiat chiar din București, al doilea. Stic din departarea tatuajelor, vorbim, laser. Uh-huh. Da. Și a fost un plus mare pentru noi, pentru că chiar vin oameni care și-au făcut greșeli, pe care chiar și noi le-am făcut când eram mai mici. Da, ne le asumăm pe toate care le-am făcut. Da. Îți mai amintești primul tatuaj pe care l-ai bătut? Un tribal. Un tribal? Oh, tribal. Deci te-ai dus tare din prima. Erau cele mai simple pentru noi de făcut. Da? Pentru că erau niște linii pe care trebuia să le umplim și ni se părea ușor. Cu toate că nu erau foarte corecte, dar astea au fost atunci primele tatuaje și așa am învățat cu toții. Și de-aia ți-ai luat laser la salon ca să poată rectifici. Am făcut reduceri și pentru oamenii pe care i-am greșit și am făcut și gratis, dar pentru oamenii care chiar i-am făcut la început. Pentru că am mai întâlnit clienți pe care i-am uitat, care i-am făcut acum 15-16 ani de zile. Și vineau și întrebam, mă, cine ți-a făcut tatuajul ăsta? Păi tu, îl scoatem gratis, nu-i problemă. Da, și rezolvam situația și după aia făceam un cover, pentru că ne ajută foarte mult. Pentru că dacă facem, cel puțin o ședință de laser, îl deschidem foarte tare. Adică un 40-50% îți duce din testatea lui. Oh, din prima? Din prima, da. Oho. Și apoi putem să facem un cover, îți dăm șansa să îți alegi ceva mult mai wow, față, adică să fii limitat, să facem ceva foarte închis sau întunecat, să nu-ți mai cunoască absolut nimic. Și așa, având laserul, ne ajută și pe noi și sunt persoane pe care chiar nu-și mai doresc lucrul ăsta, adică să-l aibă deloc și nu, pentru da anumite domenii de servicii și nu au voie. Și facem 3 ședințe de laser și se îndepărtează. Nu e obligatoriu chiar 3. Sunt persoane pe care dau mai rapid și sunt persoane care dau și în 4 sau în 5 ședințe de laser. Dar minim 3 trebuie. Mi se pare o meserie care te costă în timp ce înveți. Tocmai ce spuneai, greșelile, cumva le plătește și cel pe care corect, îl tatuezi. Corect. Noi ne asumăm treaba asta. Acum, după atât de mulți ani în care practici meseria asta, ce le-ai spune oamenilor care nu au tatuaje, dar își doresc? Se gândesc foarte bine. Foarte bine. Pentru că noi, ce puțin, încercăm să educăm toți clienții pe care ne calcă pragul, să-și facă ceva pe care să nu le regrete niciodată. Adică să aibă poveste și să fie ceva foarte impetrificat lor în inimă, ca să rămână acolo.
Pentru că, automat, dacă l-ai acolo, nu mai ai dispărut. Chiar dacă pentru mine e un tatuaj banal și pentru el are o semnificație foarte mare, nu are niciun regret băiatul care și-l face sau omul care și-l face. Și de asta spun să gândească nu bine, foarte bine la ce vor să facă. Înainte de a ne tatua, cum ne pregătim? Cred că mai degrabă psihic, emoțional, nu? Da. Trebuie să ne pregătim bine, în primul rând, să știm ceea ce vrem. Sau ce puțin să venim să discutăm cu artistul pe care își fac, cum își fac la noi, cum își fac la alt salon. Trebuie să comunici cel puțin 10-20 de minute cu el înainte, să-și pună povestea pe care vrea, pentru ca noi cel puțin să putem să facem o schiță, să regăsească foarte mult în poveste. Și după asta să nu bei, să nu consumi niciun fel de nimic timp de două zile, în următoarele două zile, când vine la tatua la programare. Alimentat bine, odihnă bine. Dacă tatuajul durează și are vreo câteva ori de stat, în 5-6 ore, trebuie să fie odihnit. Dacă durează jumătate de oră, nu trebuie să facă absolut nimic. Și după aia îngrijirea lui e importantă după ce pleacă de la noi. Cum îl întreții și cum negociezi cu soarele în primele săptămâni? Nu trebuie, în primele săptămâni nu trebuie. Normal și corect ar trebui primele 6 luni să nu fie expus deloc la lumină. O, 6 luni. 6 luni. Așa scrie la carte. 6 luni de zile, cel puțin la lumină, să nu fie expus. Trebuie spălat de 2-3 ori pe zi, dat cu un strat de cremă subțire. Există cremă specială pentru întreținerea tatuajului. Solar, piscină, tot ce ține de plajă, nu. Cel puțin 2 luni. Și de fiecare dată când mergem la plajă sau la solar, să dăm cu protecție maximă. Chiar maximă. Am înțeles că acum ești piață undeva la 80%. Este uite, asta e informație foarte bună. Da. Se găsesc și doar pe noi, din ce am înțeles atât. Aha. Dar un 80% sau 50% este ok. Și de fiecare dată când mergem la plajă sau așa, trebuie dat tatuajul. Pentru că apoi să nu mai ai tendința de să înverzi sau să duc înspre albastru sau gri, cum spun mulți. Da. Asta face soarele. La cât timp după dai jos folia aceea? Păi la ține normal primele 3 ore. Alții o țin și o zi, alții o țin și o noapte, alții țin și 2-3 zile, depinde de la om la om. Alții țin și o săptămână, am văzut eu băieți cu folia pe nu, dar acum sunt, au apărut niște folii speciale pe care se lipesc și chiar este recomandat să o ții 7 zile. Aha. Și nu mai folosești absolut nimic, o dai după 7 zile, tatuajul este vindecat. Pentru că folia îți susține o cremă și un strat protector, pe care are o compoziție specială în el. Și când lipim folia, 7 zile nu mai poți să faci nimic, adică poți să mergi la baie, poți să te speli, poți să nu te deranjează cu absolut nimic. Și este și o folie foarte, foarte, foarte subțire, care nu te deranjează absolut deloc. Ai scăpat de un stres, practic. Da, dar nu merge la toată lumea. Sunt persoane care se irită, sunt persoane care nu se irită la ea, adică trebuie să vedem. Dacă te-ai iritat și odată, nu, păi o dăm jos, spălăm și dăm cu cremă. Și imediat, chiar dacă dăm folia după 7 zile, la fel trebuie spălat, dat cu cremă, spălat, dat cu cremă, da? Cred că o întrebare pe care ți-o adresează mulți este următoarea. Care sunt zonele cele mai dureroase? Tot la fel, ține de la om la om. E gâtul, coastele și laba piciorului. Astea sunt cele mai dureroase. Dar durerea e ține de la om la om. Sunt persoane pe care au dormit, sunt persoane care nu au dormit la durere. Stau liniștiți, da. Am persoane care chiar rezistă. Și în general, femeii oricum rezistă. Noi bărbați suntem alea acum plângăcioși. Părmim din noi, da. I-am dat pe toți, dar asta este... Nu, femeile chiar rezistă. Acum durerea depinde de tatuaj, cât e de mare, cât e de mic. Dar în general rezistă lumea, nu muri nimeni în asta. E, uite, vreau să te întreb, a venit vreodată cineva să-și tatueze tot spatele odată, din prima, așa? Dintr-o singură ședință, nu. Nu, în primul rând nu este posibil. Avem cazuri, am făcut și eu când eram mai mic, dar nu putem spune că l-am dus la un nivel de artă. Adică când vii și îți faci un spate complet, dintr-o singură ședință, nu poți spune că e artă. Îl faci fugitiv, îl faci rapid, nu iese wow. Orice tatuaj pe care vrei să-l duci la un nivel maxim, trebuie să pierzi ori multe la el. Pentru o bucățică de atât, trebuie să stăm cel puțin 6-7-8 ori. Depinde și de detaliile pe care le ai. Dacă mergi pe un tribal sau pe ceva, o chestie simplă, da, poți să-l termini într-o singură ședință, da. Nu recomandăm, pentru că automat îți cade și imunitatea de la durere, da. Există riscul să faci temperatură și nu e ok nici pentru noi. Inclusiv, da, poate să leșini omul la o durere de genul ăsta. Și nu este ok pentru că nici vindecarea nu mai este bună. De la ce vârstă îi primiți pe copii la salon? De la 16 ani cu acordul părinților. Adică vin părinții, completează, ambii părinți trebuie să meargă. Aha, deci nu merge să o convingi pe mama și pe tata să-l surprinzi. Nu, pentru că mai sunt și cazuri pe care noi nu știm dacă sunt divorțați sau nu sunt divorțați. Și în cazul ăsta, automat, poate copilul stă la tatăl, da, și vin în vizite la mama Neaș sau un din altă parte și vin, ai vrea să fac un tatuaj, semnează mama și pe aia vine tata cu panoramă după asta sau... Și preferăm să fie ambii părinți, semnează amândoi, se completează amândoi. Și automat nu mai este niciun risc. La 16 ani îi primim. Bine, am avut cazuri și mai mici care chiar au insistat și le-am făcut. Cel mai tânăr a fost 14 ani.
Ceea ce, din punctul meu de vedere, consider că nu este normal, dar nu sunt eu cineva ca să-i judec. Hai să-i ajutăm și pe părinți acum. Dacă vine copilul acasă, copilul are 18 ani, n-a mai avut nevoie de acordul părinților și spune este semi-permanent, în 6 luni se duce. Cum nu își dă părintele seama? Nu există. În primul rând este un mit. Cu toate că peste tot unde scrii pe Google, dacă scrie, apare peste tot tatuaj semi-permanent de 2, de 3 ani, de 4 ani, inclusiv la noi sunt foarte multe lume și inclusiv noi am avut pe pagină ca și reclamă că avem așa ceva, dar nu înțeleg de ce o pus-o, cine s-a ocupat de pagină, nu mai contează. Nu există, e un mit. Nu există niciun tuș la ora actuală pe care în 2 ani de zile se ducă sau în 3 ani de zile se ducă. Doar cele care se lipesc, nu? Nu, doar cele care se lipesc sau cele făcute cu henna, desenate, exact care se fac pe plajă, pe falez la mare. Atât, în rest nu. Nu. Nu există așa ceva. Dacă ar exista, ne-ar bucura și pe noi, pentru că sunt foarte mulți care doresc. Nu-și doresc să aibă o viață, un tatuaj, probabil, sau sunt oameni care se plictisesc foarte repede. Și preferă să-și facă unul care să-ți un an de zile, s-a plictisit și gata. Facem altul dacă nu mai place. Ai putea să nominalizezi acum pe final cel mai frumos tatuaj pe care l-ai făcut vreodată? Unul care te-a impresionat și pe tine și ți-a rămas așa în minte. Tatuajul meu. Nu. Am foarte multe. Și am cazuri pe care ne-au impresionat, sunt cazuri umanitare, pentru că au venit clienți foarte mulți pe care nu au avut putere financiară și fac un tatuaj sau cu probleme, cu mentalitate puțin mai scăzută din alt punct de vedere sau probleme medicale care aveau dificultate. Și ne-au făcut tatuaje pe care ei, au venit cu povești genul, am avut un caz care a venit o fată și fac Nike, semnul la Nike, nu e ok. Și noi am zis că să facem ceva mult mai wow și iată a vrut și noi am făcut altceva, avea niște catice, m-a stupat. Adică ne impresionează mai mult tatuajele pe care le facem ca și poveste. Uh-huh. Avem multe, cept la noi în salon a curcat foarte mult și noi chiar facem treaba asta. E extraordinar de mult povești avem. Și mulțumesc treaba asta. Și eu îți mulțumesc tare mult că ai venit astăzi și că te-am cunoscut. Îți doresc mult spor și sper să-i fie ajutat pe cei interesați de tatuaje în dimineața. Mulțumesc frumos, Doamne ajută! O să aflăm și câteva informații, așa că vă anunț că știrile vin tot timpul la Metropola TV, că e matinal, că e principalul jurnal de știri al zilei. Iată știrile! Pedeapsă mai mare pentru cei care schingiuiesc sau ucid cu intenție animalele. Aceste persoane riscă până la 7 ani de închisoare. Camera Deputaților a dat votul final pentru proiectul de lege, care specifică și că dacă gestul este foarte grav sau în cazul unei recidive, cei în cauză nu vor mai putea deține vreodată legal animale. Același proiect pedepsește tăierea urechilor sau a cozii, practică ce viza de obicei 4 pezi de vânătoare. Și luptele cu câini vor fi pedepsite prin lege. Locuitorii din sectorul 4 nu vor mai resimți lipsa apei, electricității ori a gazelor. De curând au fost demarate o serie de lucrări care promit să reabiliteze locuințele de pe strada Melinești. Modernizarea este mai mult decât vizibilă și nu doar blocurile vor fi renovate, ci și grădinile. Asociația Totul Verde a început lucrările de amenajare a spațiului verde, dar și cele de construire a 2 noi locuri de joacă pentru copiii din zonă. Întreaga zonă și-a schimbat înfățișarea. Această acțiune este un adevărat model de regenerare urbană propus de primăria sectorului 4. Locuitorii din Otopeni au avut parte de un moment de excepție. După o bună perioadă în care pandemia a anulat toate momentele artistice, aceștia au așteptat cu sufletul la gură o seară plină de muzică și voie bună. Programul artistic a început cu renumita fanfară ilfoveană, iar solistul Fane Dumitrache a smuls zâmbetele tuturor celor care au fost prezenți în sală prin interpretarea unor melodii care au rupt barierele temporale și care vor rămâne în cultura muzicală română pentru totdeauna. Vreau să spui frumoasă țara ta, ce-mi dă mă iubire.
apăs nebun după tine. Organizatorii au făcut tot posibilul ca acest eveniment să fie de neuitat. Ne-am gândit la tristețea pe care o avem în ultima vreme noi toți românii, legată și de pandemie, legată și de războiul care e undeva aproape de noi, și că este nevoie de puțină bucurie în sufletele oamenilor. Și am găsit acest prilej care este sărbătoarea floriilor sau întâmpinarea Domnului Mântuitorului în Ierusalim. Și ne-am gândit că ar fi un moment bun ca oamenii să se bucure, mai ales că sărbătoarea în Duminica Florilor este ultima zi din viața pământească a Mântuitorului nostru. La jumătatea serii, trupa Zero a urcat pe scenă, interpretând muzică actuală românească, dar și câteva melodii de renume internațional, mai exact celebra piesă You Are The One That I Want din cunoscutul film Grease. Spectacolul a luat naștere cu sprijinul Consiliului Județean Ilfov, iar lanțul de evenimente culturale va continua pe tot parcursul anului la Centrul Cultural Ion Manu din Otopeni. Veste bună pentru fanii lui Jennifer Lopez. Artista va lansa propriul ei documentar, lungmetraj în care vor fi prezentate aspecte din viața ei personală, dar și profesională. Nu ajung 90 de minute pentru a o descrie pe Jennifer, nu ar fi de ajuns nici măcar 2 ore. Sunt mult prea multe lucruri de spus, însă admiratorii își pun toată încrederea că nu va fi doar un singur proiect de acest fel și că vor urma și altele. Strike is better than a spare, right? That is not your first time bowling. Yes! Did you get that? Come on! Yeah! Documentarul va fi lansat pe una dintre cele mai populare platforme de filme și seriale. Întreaga acțiune se axează pe un superstar internațional care a inspirat oamenii de-a lungul timpului cu perseverența, creativitatea sa remarcabilă, dar și contribuțiile în domeniul cultural. Okay, what? It works. Documentarul va avea premiera pe 14 iunie și promite să fie un real succes. Not allow the seeds of cruel hope to sprout in your soul. I don't know what that means, but it sounds beautiful. It means you're not my type. Good night. Anunțul filmului a venit la scurt timp după ce, săptămâna trecută, frumoasa șatenă a fost cerută de soție și a povestit totul fanilor. Îți poți imagina cum cel mai mare vis al tău devine realitate? Sâmbătă seara, în timp ce era în locul meu preferat din întreaga lume, în cadă, iubitul meu frumos a îngenunchiat și m-a cerut de soție. Nu mă așteptam deloc la asta. Pur și simplu m-am uitat în ochii lui care râdeau și plângeau în același timp. Nu mi-a venit să cred că după 20 de ani se întâmplă din nou. Am rămas fără cuvinte. Normal că i-am spus da. Este mesajul pe care cântăreața l-a postat pe internet în cadrul proiectului pe care îl are, intitulat On the J-Lo Newsletter. Celebrul actor Sean Penn ar vrea să se întoarcă în Ucraina și chiar să lupte împotriva rușilor. El a declarat că nu ar fi părăsit țara nici la începutul războiului dacă ar fi avut o armă în mână. Sean Penn este cunoscut pentru implicarea sa în criza din Ucraina. Acesta a mers la Kiev la începutul lunii februarie pentru a filma un documentar despre invazia rusă, dar a fost nevoit să părăsească Ucraina pe jos după ce situația s-a agravat. You know, having been there and met with those soldiers and imagining the horror show. Acum actorul declară că ar vrea să se implice și mai mult și chiar se gândește să lupte în Ucraina. Înainte de gala premiilor Oscar, vedeta a avut un moment controversat când a amenințat că își distruge trofeele dacă lui Volodymyr Zelensky nu i se va permite să vorbească în cadrul evenimentului. Elon Musk vrea să cumpere Twitter.
Fondatorul Tesla spune că este dispus să ofere 43 de miliarde de dolari. Acesta spune că platforma de social media trebuie îmbunătățită și transformată și este dispus să cumpere toate acțiunile Twitter cu peste 54 de dolari pe acțiune. Elon Musk a spus că oferta sa este cea mai bună. La începutul lunii aprilie, el a devenit cel mai mare acționar al companiei, iar acum vrea să o dețină total. Elon Musk s-o fi născut sub o stea norocoasă, dar să știți că nici noi nu suntem mai prejos. Aflăm vești din lumea astrelor chiar acum, pentru că horoscopul zilei este adus de colega mea, Lorena Frâncu. Bun găsit! Berbecii cheltuiesc astăzi. Cel mai probabil achită facturi, pentru că este vorba de cheltuieli ce trebuie făcute, nu de cumpărături realizate din impulsul momentului. Taurii au nevoie de clarificări în relații, iar dacă până acum ei erau provocați la discuții, de data aceasta ei sunt cei care îi provoacă pe ceilalți. Gemenii pun în ordine rutina de la serviciu. Ei fac un inventar al tuturor taskurilor de care se ocupă, dar și de procedurile pe care le aplică acolo. Iar acolo unde nu este eficiență, o aduc ei. Racii au de-a face cu mici probleme în paradis. Iubirea lor nu mai este la fel de apreciată, sau din contră, ei nu mai apreciază persoana iubită la fel ca la început. Este rost de clarificare și asumare. Leii se confruntă cu accidente casnice. Fie se sparge o țeavă, apare ceva ce trebuie reparat urgent sau este nevoie să cheme un meșter. Oricum, această situație le strică planurile pe ziua de azi. Fecioarele se ocupă cu ordinea, așa cum le place lor. Astăzi este o zi bună de pus ordine în documente, mai ales acolo unde nu au reușit să le aranjeze la timpul lor. Balanțele au fost foarte muncitoare în ultima perioadă și au dat mai mult decât li s-a cerut. Bineînțeles, este vorba de job. Și tot de la job doresc să ceară și mai mulți bani pentru munca lor. Iar astăzi este o zi bună în acest sens. Scorpionii trebuie să facă pace cu trecutul dacă vor să se bucure de iubire în momentul prezent. Deși sunt îndrăgostiți de o persoană nouă care a intrat în viața lor, ei trebuie să facă efortul de a se desprinde de o altă relație din trecut. Focusul săgetătorilor este pe casă. O oportunitate imobiliară de nerefuzat vine către ei și nu mai stau pe gânduri, vor să treacă la acțiune. Tot ce au de făcut este să găsească banii necesari, dar asta nu pare a fi o problemă pentru ei. Capricornii continuă încet și sigur un proces de transformare interioară început acum mulți ani. Ziua de azi le aduce ocazia de a schimba o concepție ce ține de casă sau familie. Vărsătorii sunt destul de încărcați din punct de vedere al muncii pe care o au de făcut, dar este de asemenea o ocazie bună să hotărască ce pot face și să își depășească limitele. Cu siguranță, la final, vor culege și laude. Peștii au parte de multă energie. Este ceva ce le-a lipsit în ultima vreme și de care se bucură acum ca niște copii mici. Nu au timp să stea, au multe de făcut și sunt extrem de bucuroși că lucrurile s-au schimbat. Dacă vreți să aflați mai multe sfaturi din lumea astrelor, accesați contul de Facebook Astrolog Mihaela Totir. Ia uite că zice bine Lorena, următorul meu invitat este Capricorn și dumnealui trece printr-o perioadă transformațională, iată, dar asta se întâmplă cu noi toți, mai ales când vine vorba de alimentația din ultima perioadă. Cum ne pregătim pentru perioada sărbătorilor de Paște, ce să mâncăm în această săptămână, cum să facem o tranziție ușoară, aflăm de la domnul doctor conferențiar universitar dr. Tudor Ciuhodaru, medic primar urgențe la Spitalul Clinic de Urgențe Nicolae Oblu din Iași. Bună dimineața, bine ați revenit! Bine v-am regăsit și mulțumesc că nu m-ați pus după rubrica de mâncare. Tot timpul salivam la ce se gătește în studio. Și să știți, noi capricornii suntem workaholici. Muncim și în această perioadă. Voi fi chiar de gardă noaptea de înviere. Iar, din păcate, în fiecare an numărul de cazuri este semnificativ, deși ar trebui să fie o perioadă care ține de divinitate și nu despre felul de a mânca și a bea. Iar până una alta, până intrăm în febra sărbătorilor, să știți că sunt și alte probleme. Unele țin de această perioadă a postului, care este cea mai dificilă, atât ca durată, cât ca și restricții alimentare impuse. Așa că nu odată doamnele și domnișoarele ajung la unitatea de primire a urgențelor cu stări lipotimice, hipoglicemii, crize de tetanie, mai ales legate și de anumite stări fiziologice, în contextul în care nu adaptează regimul alimentar la ceea ce se întâmplă în această perioadă. Și chiar vă recomand, mai ales pentru cei care au probleme metabolice,
cardiologice, cardiovasculare, digestive, probleme la abilități psihoemoționale, atunci când iau astfel de decizie să ține postul acesta extrem de restrictiv, să țină cont de starea fizică și cea psihică, de capacitatea de efort, de necesitățile organismului în această perioadă, precum și de patologia asociată, iar un regim alimentar echilibrat, se pot găsi vitamine în fructe și legume proaspete, alți nutrienți se găsesc în glucide și lipide legate de alte alimente, lucrurile pot fi compensate, iar țineți cont că postul restrictiv poate să ducă chiar la declanșarea sau agravarea anumitor abilități psihoemoționale. Și în acest punct de vedere, să știți că joia neagră este o joie neagră și pe partea de urgențe. Se înregistrează un vârf maxim de astfel de patologii, pentru că oamenii țin să respecte cât mai riguros aceste restricții, dar uneori patologia nu le permite acest lucru. Dacă vorbim despre perioada asta, deja este o perioadă extrem de dificilă pentru doamne și domnișoare. Sunt traume, pentru veritabile traume pentru gospodine. Să știți că plăgile, traumatismele, contuziile, arsurile sunt extrem de numeroase. Pe o statistică parțială chiar remarcăm că aceste traume în rândul celor care se apucă de făcut curat în casă aproape se dublează. Așa că recomandăm prudență, mai ales persoanelor vârstnice, atunci când se apucă să șteargă praful de pe geamuri, când se urcă pe obiectele înalte. Mă uitam cu groază la niște scene de astea cu doamna plecată în afara ferestrei pe la etajul 4, pentru că patologia traumatică domină această perioadă și să știți că nici cea legată de toxicele din gospodărie nu e de neglijat, pentru că diluantul, detartrantul, clorul pot declanșa crize de astmă și pot provoca reacții alergice, așa că recomandăm în această perioadă dificilă pentru doamne și domnișoare, dar sper ca și pentru domn, să când utilizează astfel de substanțe să asigure ventilația corespunzătoare în încăpere și să folosească, chiar dacă nu le va place ce vor auzi, masca de protecție și mănușile de protecție pentru a nu ajunge cu diverse reacții alergice sau cu agravare anumitor afecțiuni după expunerea la toxic. Țineți cont că și copiii sunt extrem de afectați, aveți grijă unde depozitați aceste toxice, pentru că neatenția, câteva clipe de neatenție pot aduce un cumul de patologie, de la arsurile prin lichid fierbinte, apa care cade de pe aragaz, până la intoxicații acute exogene, cu substanțele acestea folosite în gospodărie, care multe dintre ele sunt extrem de severe. Iar dacă vorbim despre noaptea de înviere, de ce se va întâmpla atunci, vă reamintesc încă o dată că vorbim despre divinitate, nu despre felul de a mânca și a bea, și că aceste sărbători sunt sub semnul echilibrului și ar trebui să respectăm cu strictețe acest lucru. Așa că patologia digestivă este o constantă a acestor sărbători. Vă recomand să nu dați drumul la supraalimentare de la 12 noaptea sau, mă rog, mă întoarceți de la înviere, cum se întâmplă de fiecare dată, pentru că mai ales după această perioadă de restricții, riscul de a exacerba anumite patologii digestive, ulcere, colicistite, colici biliare, hemoragii digestive, este major. Dacă m-am spus că sunt gurmand și că mă uit cu mare interes la rubrica dumneavoastră culinară, o să vin odată să gătesc în studio, să știți că ar trebui să începem cu o salată de crudități, eventual cu friptură de miel, dar cu legumele făcute la grătar, și nu asociați într-o singură masă mai mult de un aliment concentrat. Iar prin concentrat înțeleg tot ceea ce nu este legat de carne, de grăsime, de salate de băuf, de ceea ce înseamnă maioneză, pentru că în mod cert riscați să declanșați o anumită patologie digestivă și să ne vedem în serviciu de urgență. Nu e de neglijat deci faptul că putem să luăm după o masă acea felie de ananas, atenție, proaspăt, nu din conservă, care poate să favorizeze digestia. Iar pe de altă parte le reamintesc celor cu afecțiuni digestive că pentru a avea un consum de miel în siguranță ar trebui să fie sub 10 kg, sub 9 săptămâni și să respecte toate normele de calitate, avizele medicale făcute, să verificăm dentiția și copitația pentru a nu fi înșelați pe undeva pe la colțul străzii și că, de exemplu, pentru a elimina purinele din carnea de miel, așa zis, toxică, este suficient să adăugăm carnea în apa care fierbe și concentrația va fi mult mai mică. Există și riscul pentru cei cu patologie cardiovasculară.
Pentru că abuzurile de alimente sărate, de nerespectarea regimului dietetic, neglijarea medicației pot duce la decompensarea insuficienței cardiacă, a crizei de angină pectorale și chiar infarct miocardic acut. Și insist încă o dată, mai ales pe cei cu patologie metabolică, fie că vorbim de diabet, de gută, să respecte cu strictețe regimul igienodietetic, pentru că altfel se pot decompensa aceste afecțiuni. Și să știți că, deși suntem gurmani și recomand vinurile românești, vă aștept în Moldova să vedeți ce înseamnă vinuri, sunt extraordinare. Un vechi dicton al oenologilor spune să bei cu capul și nu cu stomacul. Pentru că alcoolul nu vă este prieten în această perioadă, iar asocierea cu grăsimile poate să ducă la pancreatite, colecistite acute, ulcere, criză sau să declanșeze hemoragiile digestive superioare. Iar pe de altă parte, în fiecare an tratăm pacienți cu coma alcoolică, ce necesită măsuri de suport volemic, suport respirator, antidotism, de examene toxicologice complexe și nu vreți să aveți parte nici de acele tulburări paroxistice de ritm, tulburări de ritm cardiac legate de abuzul de alcool. Eu cred că lucrurile astea pot să fie foarte bine prevenite. Sper să fie frumos afară de Paște și să știți că între două mese copioase ar trebui să facem o pauză de măcar jumătate de oră și să încercăm să și ne plimbăm puțin pe afară, pentru că sunt convins că excesele calorice vor avea nevoie de multe ore la sală și pentru doamne și pentru domnișoare și domnii vor lua cu asalt după abuzurile alimentare și cele legate de alt tip de patologie din această perioadă. Să știți că dacă eu nu înțeleg aceste obiceiuri, asta nu înseamnă că mă iau de România din toată țara, dar v-aș întreba, mit sau adevăr, că dacă dăm așa o pălincă mică pe stomacul gol înainte de masa de Paște, facilitează digestia? Nu e chiar mit. Și n-am zis nu alcoolului, am zis să bem cu capul și nu cu stomacul. Adică excesele sau, mă rog, restricțiile de pe orice parte n-au făcut bine nimănui niciodată și suntem departe de anii prohibiției. Sunt multe substanțe, uitați-vă la resveratrol, care are efect terapeutic recunoscut în vin, dar pe de altă parte, mai ales când ne știm cu o patologie digestivă asociată, când vorbim despre hepatită toxică, când vorbim despre ciroză de pancreatită, dați seama că acest lucru nu poate decât să agraveze o stare patologică pe care o avem în acel moment. N-aș recomanda băutul pe stomacul gol. Există tot felul de cutume, apropo de luăm puțin energizant înainte de a ne apuca de treabă, pentru că aproape 4 din 5 accidente casnice din această perioadă sunt legate de consumul de alcool, multe dintre ele crâncene, căderi de la înălțime, traumatisme prin precipitare, arsuri sau plăgi, iar pe de altă parte, țineți cont că acest consum de alcool vă face mai susceptibil la multe alte lucruri, inclusiv agresiunile și accidentele rutiere sunt numeroase în această perioadă. Oamenii se văd de sărbători și mai amintesc de una, de alta, dacă mai au și anumită cantitate de alcool consumată, lucrurile pot să se degradeze cu mare ușurință. Iar pentru șofer le spun în niciun caz să nu bea după ce au consumat alcool, pentru că țineți cont, 3 pahare cresc de aproape 10 ori riscul de accident rutier și eu vreau toleranță zero la alcool în trafic, există și alte metode. Mi-aș dori să văd și în București și în Iași exemplu altor țări europene. Să știți că, de exemplu, în New York sau în Bruxelles, de fiecare dată când este Paștele sau alte sărbători importante, se aude peste tot "If you drink, don't drive". Dacă ai băut, nu te urca la volan. Eu iar sunt convinsă parte, că vă și doriți o gardă ușoară în noaptea de înviere și să știți că suntem gând la gând cu dumneavoastră. Asta vă doresc și eu și vă mulțumesc tare mult că intrați în legătură cu noi de fiecare dată. Și, bineînțeles, n-am avut rubrica de mâncare, dar v-am tentat noi puțin așa la început de interviu cu câteva imagini cu mâncare. Să aveți o săptămână minunată și încă o dată mulțumim! La fel și dumneavoastră, un pupu de la Opus, sărbători fascale, așa cum vi le doriți! Doamne ajută, mulțumim tare mult! Luăm o scurtă pauză de publicitate, dar ne întoarcem foarte repede și vorbim despre cel mai dulce, cel mai drăguț subiect din această perioadă, despre iepurași. Sunt animăluțele preferate ale copiilor. Sunt convinsă că sunt foarte mulți părinți care vor să le facă un cadou sau de ce nu să vină chiar iepurașul cu un iepuraș și aflăm tot ce trebuie să știm despre aceste animăluțe drăguțe în câteva momente.